Alcune ori, de multe ori de fapt, ne vine să ne plingem de mediul în care trăim și acționăm, ne plingem de țara, de birocrația, de legile, de politicienii, de trafic, de poluare, de cele mii de chestii despre care ne plingem zilnic. Dar ne-am gândit vreodată că și toți ceilalți acționează și trăiesc în aceeași mediu? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că partea esențială a performanței este să gestionăm corect realitatea, asta e ceea ce vreau să vorbesc astăzi. Există o carte scrisă de un militar american care în cursul războiului a rămas blocat în Vietnam, în jungla. E bine, cartea în sine povestește toate nenorocirile și dificultățile pe care le-a avut și felul în care, într-adevăr, a reușit să le depășească. Dar partea mai interesantă a cărții este titlul, care m-a lovit și m-a deschis ochii. Cartea se titula Giungla este neutrală. E ce înseamnă exact? Înseamnă, de fapt, că tu ești într-un mediu care este dificil, ostil, cu toate felurile de capcane, cu toate felurile de probleme, dar giungla în sine nu are nimic cu tine. Giungla este cum este. Deci, dacă tu înveți să gestionezi lucrurile, să folosești resursele pe care le ai la dispoziție, să te protejezi de necazuri, etc., etc., ai un anumit rezultat și supraviețuiești. Dacă te plingi, pur și simplu mori. Asta este exact ce se întâmplă în mediul nostru de trai și de afaceri, oricare să fie. Noi avem o chestie care se numește realitate. Ne place sau nu. Suntem în București, avem un trafic infernal, uneori e prea cald, uneori e prea frig, știm toți cum este cu birocrația, acum avem și virus, în fine, există anumite aspecte. Multe din aceste aspecte sunt în afară de controlul nostru. Dar, în sine, sistemul nu are nimic împotriva mie. Dacă eu, în acest sistem, înveț să iau parțile de folos și tocmai să le folosesc în interesul meu, avansez și supraviețuiesc. Și dacă, în schimb, nu le folosesc, nu fac ce trebuie și doar mă plâng de situația, pur și simplu mor, exact ca în junglă. E tocmai în momentul în care eu mă plâng de situație, trebuie să admit că și ceilalți sunt în aceeași situație, în aceeași sistem. Deci, de multe ori, noi folosim anumite aspecte care, într-adevăr, sunt reale, deci nimeni le neagă. Dar uitam să adaugăm că alții, în aceeași mediu, în aceeași condiție, cu aceeași dificultăți, progresează și avansează și obțin rezultatele pe care la noi ne scapă. Deci, aici e tocmai faptul de a trece într-o discuție pe care deja am făcut. Noi, în orice situație, putem, avem o alegere de făcut. Și, de fapt, e o alegere pe care trebuie să o facem în orice moment. Nu există probleme, există situații. Apoi, problema este o situație care, din diferite motive, nu ne place, nu ne convine. Avem o șansă. Unu, să ne plângem de situația respectivă și, deci, asta ne face să fim victime, adică nu pot să fac altceva decât să mă plâng, săracul de mine, uita toate mie, mi se întâmplă. Sau să ne focuzăm asupra ce se poate face. Poate, eu deja am vorbit de chestia asta în care adevărata gândirea pozitivă nu înseamnă că tot e bun și frumos. Gândirea pozitivă înseamnă să te focusezi asupra ce este posibil, care este potențial, care este putere. Ok? Deci, să ne întoarcem la noi la discuția asta de mediul în care trăim.
avem un mediu în care, desigur, multe aspecte nu ne plac, nu ne convin. Ar fi frumos, după părerea noastră, că niște chestii ar fi diferite. Dar sistemul e foarte indiferent la exigențele noastre. Sistemul este realitate. Și, deci, în orice moment noi avem această alegere de făcută. Sau ne supunem la realitate în sens că ne plângem de ce se întâmplă, sau punem minte la contribuție și ne întrebăm ce se poate face, data fiind că realitatea asta nu pot să o schimb, cum pot să o folosesc în interesul meu? Deci, dacă răspundem la chestia asta, devenim imediat winner. Pentru că oricine se plinge și nu face nimic, este prin definiția un loser. Cine gazește ce poate face, este un winner. Mai discutam pe tema asta pentru că realitatea e cam incapacitată în a-i impune punctul de vedere. Deci, dacă ne luptăm cu realitate și nu o bagăm în seama, prin definiție pierdem. O zi bună în continuare!